A fost întârziere astăzi la metroul din capitală după ce o conductă magistrală a Aradeț s-a spart, iar apa s-a infiltrat în cantități mari pe tunel. Tot din cauza avariei, apa caldă a fost oprită în 155 de blocuri din sectoarele 1, 5 și 6. Este mesajul auzit de dimineață de călătorii de pe tronsonul Ștefan cel Mare, Gara de Nord. Circulația trenurilor de metrou s-a făcut aici pe un singur sens, alternativ, după ce pe unul dintre tuneluri s-au infiltrat cantități mari de apă. Am vrut să mergem la Gara de Nord și luăm, e o defecțiune. Văd că circulă numai pe singură linie. Vreau să merg spre Piața Muncii, dar am renunțat, pentru că e foarte aglomerat și renunț. Infiltrațiile au survenit după ce noaptea trecută o conductă magistrală de apă caldă s-a spart, a anunțat Metrorex. Cei de la compania Radeț spun că, din cauza avariei de la conductă, 155 de blocuri din sectoarele 1, 3 și 5 au rămas fără apă caldă.